Astrologii vin cu vești surprinzătoare pentru unii nativi. Nativii pești vor să depășească rutina și să învețe lucruri noi. În plus, au noroc pe plan financiar și fac cheltuieli înțelepte. Nativii balanță, în schimb, nu sunt cei mai comunicativi și deschiși astăzi. Berbec. Berbecii sunt mult mai severi cu ei în această nouă săptămână pentru că vor să avanseze pe plan profesional. În plus, sunt susținuți și de partener. Taur. Nativii Taur sunt mai sensibili astăzi și este posibil să întâmpine niște probleme. Totuși, reușiți rapid să rezolvați totul cu ajutorul familiei. Gemeni. Gemenii se izolează de ceilalți și se axează pe dezvoltarea lor personală. În a doua parte a zilei este posibil ca un prieten să aibă nevoie de sfatul dumneavoastră. Rac. Racii își cam sufocă prietenii cu grija pe care l-o poartă. Pe lângă asta, vă dedicați foarte mult muncii, pentru că aveți nevoie de mai mulți bani. Leu. Leii sunt foarte calmi, dar acest lucru nu-i face să ia și decizii bune. S-ar putea să vă înșelați și să nu faceți alegerea potrivită. Fecioară. Nativii Fecioară sunt norocoși pe plan financiar. Este important să fiți mai încrezători și să renunțați la superficialitatea față de cei dragi. Balanță. Nativii Balanță nu sunt cei mai comunicativi și deschiși astăzi. Nu aveți încredere în voi și riscați să nu evoluați din acest motiv. Scorpion. Pentru scorpioni, anturajul este o cale mai bună de evoluție. La polul opus este posibil ca partenerul de viață să aibă o influență negativă asupra voastră și să luați niște decizii greșite. Săgetător. Săgetătorii nu sunt în apele lor astăzi. Nu comunicați prea bine cu cei din jur. Spre seară, lucrurile revin treptat la normal, datorită familiei care vă susține necondiționat. Capricorn. Capricornii trebuie să fie mai organizați, să nu mai cumpere lucruri inutile. Pe lângă asta, este necesar să găsiți un echilibru între familie și job. Vărsător. Vărsătorii sunt considerați mult prea copilăroși în relația de cuplu. Este bine să vă exprimați punctul de vedere cu mai multă hotărâre. Pești. Nativii pești vor să depășească rutina și să învețe lucruri noi. În plus, aveți noroc pe plan financiar și faceți cheltuieli înțelepte. Relatează observatornews.ro.